Dragilor, un nou videoclip, un prim reading vlog pe acest an 2024. Mai am alte două reading vloguri în desfășurare, dar o să vedeți exact despre ce este vorba atunci când va veni momentul. De astăzi încercăm sau începem să îl descoperim pe unul dintre cei mai prolifici scriitori de ficțiune istorică cu origini nordice ai secolului al XX-lea, așa că te invit să rămâi alături de mine pentru a afla exact despre cine este vorba. Te salut, bine ai venit pe canalul meu de YouTube, Copacul cu Cărți. Dacă iubești natura și lectura, îți plac cărțile, drumețiile și călătoriile, te rog frumos să te abonezi și nu uita să apeși pe clopoțel pentru a nu rata restul videoclipurilor. De asemenea, dacă ai prieteni care iubesc acest gen de conținut, te rog frumos să dai un share acestui videoclip pentru a afla și ei despre acest canal. Așadar, dragilor, să nu mai lungim vorba. De astăzi începem să îl descoperim pe Mica Waltari, egipteanul, editura Polirom, colecția Top 10 Plus, atât de bine cunoscută nouă, cu un roman de asemenea extrem de voluminos, ca și un alt roman pe care abia ce l-am terminat, Căderea Uriașilor, trilogia secolului Ken Follett, prima parte, 922 de pagini, deci și acest roman se duce spre 1000 de pagini cu acest scris mărunt al colecției Polirom Top 10 Plus, Memoriile medicului Sinue, care ajunge să devină nimeni altul decât medicul faraonului Akhenaton. Acțiunea se petrece undeva pe la 1390-1335 înainte de Hristos. În alte videoclipuri cred că am greșit și am spus undeva spre anul 4000 înaintea erei noastre, însă m-am documentat mai bine, 1390-1335, acțiunea Medicul Sinuie, Memoriile acestuia, 15 părți, pentru că cartea este structurată pe 15 părți, 15 scrisori care conțin memoriile acestui medic, care, cum am spus, devine medicul faraonului Akhenaton, 922 de pagini pentru egipteanul, așadar Mica Waltari. Abia aștept să văd exact cum scrie și acest scriitor atât de mult lăudat și acest clasic care a scris, se pare, ficțiune istorică de înaltă calitate. Îi dăm drumul la lectură, probabil că va decurge destul de lent, având în vedere că mai am două romane în paralel pe care le citesc și acolo avem reading vloguri, așa că intervențiile mele vor fi destul de, să spunem așa, lente, dar să nu mai lungim vorba, să-i dăm drumul și revin către voi după primele, să zicem, 100 de pagini cu primul update. Dragii mei, ieri, în prima zi de lectură, am citit doar Mica Waltari, egipteanul, și am reușit să parcurg 118 pagini. Sunt pe la mijlocul cărții a treia, din cele 15 cărți câte totalizează acest roman de 923 de pagini, Mica Waltari, egipteanul. Să trecem la acțiune, 1390-1335, Memoriile medicului Sinuie. Suntem la capătul domniei faraonului Akhenaton, nu, Amenhotep al III-lea, îmi cer scuze. În prima carte ni se prezintă momentul în care, copil mic fiind, Sinuie ajunge cu ajutorul unei bărci din uiele pe Nil, ajunge în Teba, în casa modestului medic Semut și a soției lui Kipa. Apoi acesta crește ușor, ușor și
merge la școală, primele lecții în ale socotitului și în ale scrierii cu hieroglife sunt sub lupa, să spunem așa, dascălului său, părintele Noah. Apoi îi se destăinuie tatălui său, se mut ce ar vrea să devină. În prima fază îi spune că ar vrea să devină soldat, să lucreze în armata faraonului, iar în acest scop, pentru a-l convinge sau din contră pentru a-l face să se răzgândească, se mut tatăl său, îl duce pe micuțul Sinuie la casa unui soldat celebru care a lucrat în foarte, sau care a luptat în multe războaie în armata faraonului și care avea foarte, foarte multe cicatrici dobândite în urma acestor războaie și în urma acestor fapte de vitejie. Iar Sinuie este puțin speriat și se răzgândește. Tatăl său, Sebut, încearcă să îl convingă să urmeze tainele medicinei, iar în acest scop îl invită pe Tahor, nimeni altul decât trepanatorul regal, medicul faraonului Amenhotep al III-lea, îl invită la el acasă pe numele său Tahor. Are loc un ospăț, cei doi adulți se și îmbată, însă acest Tahor îl place foarte, foarte mult pe Sinuie și o să vedeți unde se ajunge. Sinuie înapoi urmează școala din cadrul templului Amon, numită Casa Vieții, pentru că în acele timpuri, pentru a ajunge medic, în primă fază trebuia să fii numit preot de rangul întâi, iar apoi deveneai medic și puteai profesa în orice parte a Egiptului. În acest scop, cum am spus, micul Sinuie urmează școala din cadrul templului Amon, Casa Vieții, iar aici trece cu succes peste foarte multe probleme și peste multe examene, să spunem așa, iar la un moment dat, când, pe când faraonul Amenhotep al III-lea era în suferință, suferea de o boală la creier și se zvonea că nu o va mai duce mult, deci în acele momente la templul lui Amon are loc vizita lui Tahor, trepanatorul regal, cum am spus, medicul faraonului, pentru a face câteva operații și pentru a lua pe lângă el un ajutor de medic care să îl ajute pentru această operație asupra faraonului. Tahor, ajuns la templul lui Amon, cum am spus, face una-două operații și este convins că micul Sinuie îl poate ajuta în acest demers al lui de a încerca să îl salveze faraonul. Apoi, după această, să zicem, mică demonstrație de la templul lui Amon, cei doi împreună cu omul desemnat să oprească sângerările din timpul operațiilor merg către palatul faraonului, trec Nilul pe o barcă, apoi intră în palat și are loc operația. Tahor îi comunică reginei că va urma o noapte, să spunem așa, cu semnul întrebării, dacă va reuși să supraviețuiască, faraonul va fi în regulă, dacă nu, din păcate, el se va stinge. În această noapte are loc și o întâmplare interesantă, micul Sinuie, care a fost foarte bine primit la palat și plăcut de prințul moștenitor. Cei doi, prințul moștenitor împreună cu Sinuie, vor merge la marginea Tebei, unde are loc o întâlnire interesantă. O să vedeți exact despre ce este vorba citind acest roman, pentru că nu o să vă dezvălui chiar toate spoilerele. Iar dimineața, în zorii zilei, întorcându-se în Teba, în palatul faraonului, află de la Semut că, din păcate, faraonul Amenhotep al III-lea se stinsese din viață. Urmează la tron nimeni altul decât Akhenaton, în prima fază sub numele de Amenhotep al IV-lea, apoi sub numele de Akhenaton, iar sub domnia acestui faraon, Sinuie, va deveni și el medicul faraonului, deci va lucra pentru acest faraon pe nume Akhenaton. A rămas la scrisoarea a treia, pe când deja Sinuie devenise medic cu acte în regulă, însă nu o ducea prea bine și, neavând foarte, foarte mulți pacienți, începe să descopere distracțiile Tebei, merge în foarte multe case de distracții, bea vin și se bucură de foarte multe femei frumoase, să spunem așa, împreună cu prietenul său din copilărie, Totmes, care urmase și el, nu urmase Casa Vieții pentru a deveni medic, urmase școala de arte. Bun, dragilor, cam atât, 118 pagini extrem, extrem de interesante, într-un stil
Mica Valtari, absolut perfect. Vin către voi peste câteva zile cu următorul update. Trecem la lectură. Am luat instrumentul, așa că pe curând. Dragilor, o nouă intervenție din egipteanul, capodopera clasicului finlandez Mika Waltari, a rămas la finalul părții a 5-a din cele 15 câte totalizează acest roman, un mic monstruleț, 930 de pagini, am parcurs 231 de pagini, așadar primele 5 părți. Cum am spus la sfârșitul intervenției mele anterioare, medicul Sinue devenise deja medic, absolvise Casa Vieții, fusese în primă fază numit medic de rangul întâi, iar apoi devenise medic cu acte în regulă, putea profesa oriunde în Egipt și chiar și mai departe. Rămăsesem la momentul în care acesta își deschisese deja un cabinet și încerca să-și facă o anumită clientelă. Nu prea avea, însă ușor-ușor începea să aibă pacienți, dar ușor-ușor începe să guste și din plăcerile de noapte ale orașului Teba, să meargă prin case de distracții, să bea vin, să meargă la foarte multe petreceri împreună cu Horhep, acest om, acest personaj pe care îl întâlnise pe când el împreună cu prințul moștenitor își petrecuseră noaptea în care faraonul Amenhotep al III-lea era pe patul de moarte, Sinuie, medicul Sinuie împreună cu prințul moștenitor al tronului fuseseră în afara orașului Teba și se întâlniseră cu acest Horhep, un om, un războinic care își dorea foarte tare să lupte în armata faraonului, așadar împreună cu acesta începe să, de fapt, leagă o prietenie și încep să iasă și să guste din plăcerile de noapte ale orașului Teba, merg la foarte multe petreceri și la una dintre ele o întâlnește pe Nefer, acea frumusețe pe care o întâlnise printre coloanele templului lui Amon atunci când Sinuie intrase în Casa Vieții pentru a urma studiile și să devină medic. Așadar, la o petrecere o întâlnește pe această Nefer, care, sub pretextul că îi se va dărui, îi se va oferi cu totul, îi cere în schimbul acestui favor, să spunem așa, îi cere absolut toate bunurile pe care acesta le deținea, în primă fază casa, proprietatea lui, apoi casa, proprietatea părinților lui, adică Semut și Kipa, chiar aceasta Nefer merge și mai departe și îi cere în schimb și mormintele părinților lui. Este înșelat, evident, este prea târziu, un scrib întocmește toate documentele, iar toate bunurile de pe numele lui Sinuie și ale părinților lui devin proprietatea acestei doamne pe nume Nefer. Iar pe când oamenii legii vin la reședința familiei lui Sinuie, de fapt a părinților lui Sinuie, Semut și Kipa, pentru a-i evacua, aceștia își iau viața. Sinuie este oripilat, suferă foarte, foarte mult și a ajuns într-o situație extrem de grea, nu avea nici măcar bani pentru a-și mormânta părinții, pentru aceasta îi ia și merge cu ei, îi duce de fapt la Casa Morții, acolo unde pentru a-i îmbălsăma și pentru a-i înmormânta avea nevoie de argint și aur, o parte, o mică parte din argintul și aur necesar pentru plată îl ia de la fostul sclav sau de la actualul mai degrabă sclav al lui pe nume Captah, acesta lucrase pentru el și furase atât de la el cât și de la alții
oameni pentru care muncise ca și sclav, furase aur și argint, îl oferă lui Sinuie, iar acesta îl duce la casa morții, plătește aurul și argint, cum argintul, o mică parte din acesta necesar pentru îmbălsămarea părinților lui, iar pentru restul va trebui să lucreze în casa morții alături de acei oameni care îmbălsămau și spălau corpurile cadavrelor. Va trebui să lucreze acolo 30 de zile și 30 de nopți. După această perioadă în care se împrietenește cu un soi de medic, să spunem așa, care extragea craniul din creierul din craniul cadavrelor și îl îmbălsăma, îl conserva, se împrietenește cu acesta. Acesta îi spune foarte multe lucruri interesante despre viață, despre cum a ajuns acolo să lucreze și despre cum nu își mai dorește să plece din acea casă a morții, însă Sinuie insistă și pleacă până la urmă, deși este rugat să rămână și să lucreze alături de acest, cum am spus, soi de medic care extragea creierul din craniul cadavrelor și îl conserva. Până la urmă, Sinuie pleacă după această perioadă în care lucrase pentru a se achita de acea taxă care era necesară pentru îmbălsămarea trupurilor părinților lui. Pleacă spre Valea, spre orașul morților, spre Valea Regilor, ajunge la în fața unui mormânt extrem de cunoscut, mormântul unui mare faraon, și reușește acolo să își îngroape părinții chiar la marginea mormântului marelui faraon. Se întoarce extrem de, să spunem, fericit pentru că reușise să își îmbălsămeze odată trupurile părinților lui, apoi să îl înmormânteze. Reușește să se întoarcă lângă orașul Teba, de fapt la marginea orașului Teba, pe malul celălalt al Nilului, unde se întâlnește cu un om fără nas și fără urechi. Omul nostru fără nas și fără urechi îl informează pe medicul Sinuie că din ordinul noului faraon Amenhotep al IV-lea, care fusese între timp înscăunat, prințul moștenitor așadar devenise noul faraon, Amenhotep al IV-lea, ulterior Akhenaton se va numi el, așadar din ordinul acestuia toți criminalii și toți sclavii din minele de cupru fuseseră eliberați, iar la marginea orașului Teba așadar se aflau foarte, foarte mulți criminali și oameni dubioși care erau în stare să fure și să dea în cap. Așadar, și acest om fără nas și fără urechi era unul dubios, cu un istoric dubios, lucrase 10 ani în minele de cupru după ce fusese condamnat în urma unei crime. Acesta îl ucisese pe sclavul vecinului său, cu care avea un conflict pe pământuri, pe diversele parcele de pământ. La un moment dat, în timpul conflictului, îl ucide pe unul din sclavii acestuia și este judecat și trimis la mina de cupru, unde, cum am spus, lucrează aproape 10 ani. Din ordinul noului faraon sunt eliberate, cum am spus, foarte multe persoane dubioase, iar la marginea orașului Teba erau acum un adevărat cuib de oameni ai fără de legii, printre ei și acest om fără nas și fără urechi, care îi spune că vecinul său între timp murise și ar vrea să meargă împreună cu Sinuie în orașul morților, în așa zisul cimitir, să vadă ce scrie pe piatra mormântului fostului său vecin, care îl trimisese practic la mina de cupru pentru foarte mulți ani. Ajung aici și într-un final acest om dubios îl convinge pe medicul Sinuie să practic să vandalizeze mormântul și să fure tot aurul care era depozitat în criptă. Așadar, ei vor fura aurul și îl vor vinde la piață și vor împărți banii. Cu banii obținuți, cu aurul și argintul obținuți de pe urma acestor vase și acestor bijuterii care erau în acel mormânt, medicul Sinuie se întoarce la Captah, nimeni altul decât fostul său sclav, care lucra pentru un alt medic acum, care acel nou medic lucra în casa care, cum am spus, fusese cedată anterior de Sinuie lui Nefer, Nefer, Nefer. Aici lucra un alt medic, iar pentru acel medic lucra acest sclav Captah. Medicul Sinuie se revanșează, îi dă aurul și argintul pe care Captah
îl cedase anterior pentru a-l ajuta să își înmormânte, să își îmbălsămeze și să își înmormânteze părinții, însă aceștia hotărăsc împreună cu acest aur și argint să ia drumul Siriei și se vor îmbarca pe un vas și vor merge la Simira. Aici la Simira începe practic o nouă viață acest medic Sinuie împreună cu sclavul său Captah. După aproape 40 de zile așadar de călătorie pe Nil, apoi pe mare, ajung în acest oraș Simira din Siria, iar aici medicul Sinuie împreună cu sclavul său Captah începe o nouă viață, iar priceperea acestui medic este foarte apreciată de foarte mulți pacienți care sunt tratați și vindecați aici la Simira. Între timp, medicul Sinuie își cumpără de la târg și o sclavă cu care să se distreze, dar de care se satură la un moment dat. Printre pacienții lui se numără și regele Aziru al micuțului regat Amuru, iar acesta este foarte mulțumit de cum este tratat, de cum este rezolvată problema lui cu dinții, dar se îndrăgostește și de acea sclavă pe care o cumpărase medicul Sinuie și îl roagă din tot sufletul să o cedeze lui, pentru că se îndrăgostește și nu își dă seama că nu poate trăi fără ea. Medicul Sinuie îi oferă sclava și până la urmă rămân foarte buni prieteni. După aceste peripeții de la Simira, începe un război între egipteni și habiri. Medicul Sinuie află acest lucru și pleacă în călătorie la Ierusalim, unde se afla garnizoana armatei egiptene în urmărirea habirilor. Aici nu dă peste nimeni altul decât foarte bunul său prieten Horemheb, care deja ajunsese un foarte bun comandant mata egipteană. Așadar, medicul Sinuie se alătură armatei egiptene, se alătură garnizoanei și armatei egiptene care era sub comanda lui Horemheb și zdrobesc hoardele habirilor, iau o importantă pradă de război, foarte multe vite, foarte multe femei și foarte multă pradă de război. Armata egipteană așadar se întoarce către Ierusalim, unde fusese construit pe o colină la marginea orașului un templu închinat noului faraon. Bun, de aici practic ajungem la finalul părții a cincea cu conversația dintre Horemheb, comandatul armatei garnizoanei egiptene, armatei egiptene din acea locație și medicul Sinuie, iar Horemheb îi spune lui Sinuie că primise o scrisoare de la faraon cu ordin strict ca acesta să se întoarcă la Teba, la palatul faraonului, iar Horemheb îi spune medicului Sinuie că ar trebui, din punctul lui de vedere, să plece în lungă și în lat în țările învecinate, să vadă exact cam ce își dorește lumea de acolo, să își facă noi pacienți, noi relații și să afle ce planuri au conducătorii din acele țări învecinate cu Egiptul și să îi transmită aceste planuri lui Horemheb. Rămâne să vedem ce se întâmplă de la partea a șasea încolo, pe unde călătorește medicul Sinuie. Așadar, de la Teba am ajuns la Simira în Siria și de la Simira din Siria ajungem la Ierusalim. Vedem pe unde ne plimbăm și în partea 6, 7 și 8. Probabil că voi face o nouă intervenție după finalul părții a 8. Vedem și cât de lungi sunt aceste părți, pentru că ele devin din ce în ce mai lungi. Mai avem 700 de pagini de parcurs din această capodoperă al clasicului finlandez Mika Waltari, Egipteanul. Așadar, dăm drumul la lectură și revin cu un nou update peste câteva zile pentru voi. Dragilor, 310 pagini parcurse din superbul roman Egipteanul,
capodopera clasicului finlandez Mika Waltari, din cele aproape 930 de pagini câte are romanul, așadar o treime aproape parcursă, sau chiar o treime parcursă din acest superb roman. Sunt undeva pe la cartea A7-a, scrisoarea A7-a din cele 15 câte conține acest roman destul de voluminos. Dar nu este pentru prima dată când citesc un astfel de roman. În general citesc cărți extrem, extrem de voluminoase, așa că nu este asta o problemă. Rămăsesem la momentul în care Horm Hepp, conducătorul garnizoanei egiptene de lângă Ierusalim, împreună cu medicul Sinue, se întorc de pe câmpul de bătălii, acolo unde au zdrobit armata habirilor. Iau o importantă pradă de război și se întorc în Ierusalim. Bătălia avusese loc undeva în apropierea acestui oraș. Și, cum am spus, se întorc în Ierusalim, vizitează și un templu ce abia se construise acolo, închinat unui zeu pe o colină din oraș, și de aici lucrurile sau drumurile lor se despart. Jorge va trebui să se întoarcă la palatul faraonului de la Teba, iar medicul Sinue va pleca în lumea alată, să spunem așa, cu planuri foarte, foarte bine conturate de către Horm Hepp. Acesta îi comunică că va trebui să îi aducă știri importante de pe unde va practica el meseria de medic și să adune informații despre ce fac și cum și ce fel de obiceiuri au conducătorii din țările pe care le va vizita, și să îi le transmită lui Horm Hepp, pe semne că practic medicul Sinue va fi oarecum va avea ochi și urechi pentru faraon până la urmă, pentru că știm bine, Horm Hepp va fi sau este deja un important conducător al armatei egiptene, care lucrează foarte aproape de faraonul Amenhotep al IV-lea, ulterior Akhenaton. Bun, dragilor, ei se despart, Horm Hepp îi oferă medicului Sinue, bunului său prieten medicului Sinue, și o importantă cantitate de aur și argint pentru a avea, să spunem așa, de cheltuială pe unde va umbla, și de la Ierusalim el se întoarce în Simira, unde, știți bine, avea o casă, și la sclavul său Captah, care îl aștepta acolo. Ajuns de îndată în Siria, în acest oraș Simira, îi comunică lui Captah să pregătească și să facă bagajele, pentru că va urma o călătorie extrem, extrem de lungă. De la Simira va călători prin deșert și va ajunge în țara Mitanii, o mic regat foarte aproape de țara Babilonului și de țara Hitiților. Aici el va arăta oamenilor și se va pune în slujba oamenilor pentru a-i trata de diverse boli. Chiar aici are loc și o intervenție chirurgicală pe creier. Acesta, medicul Sinue, printr-o operație pe creier, vindecă un localnic de acolo, iar foarte mulți medici din țara Mitanii au ce să învețe de la acest priceput medic egiptean. De asemenea, el află și despre conflictele sângeroase dintre mitaniți, locuitorii țării Mitanului, și de despre hitiți, țara vecină, și aflăm despre hitiți că era un neam extrem de războinic, iar acești războinici erau extrem, extrem de violenți și fioroși și aveau conflicte dese cu mitaniții. Aici nu zăbovește foarte, foarte mult, și cei doi, medicul Sinue împreună cu sclavul său Captah, pleacă spre țara Babilonului, acolo de fapt unde își doreau de fapt să ajungă încă de la începutul călătoriei sale, încă de la începutul momentului în care au plecat din orașul sirian Simira. Bun, până să ajungem în țara Babilonului împreună cu medicul Sinue și cu sclavul său Captah, o să vă mai spun că acest mic regat, această mică țară țării Mitanului, era susținută puternic de către faraonul egiptean cu soldați și armament pentru a se apăra împotriva hitiților și pentru ca acest mic regat al țării Mitanului să funcționeze foarte bine ca o țară tampon între Siria și Egipt, în cazul în care sirienii își doreau și vroiau să atace și să ocupe teritorii din Egipt.
Bun, din această micuță țară, cum am spus, ei pleacă către Babilon și ajung aici, se cazează la pavilionul zeiței Iștar, iar în foarte scurt timp vor face cunoștință cu regele Burnaburiaș, un nume extrem de drăguț al Babilonului. Aici, în țara Babilonului, prestigiul, reputația medicului Sinuhe cresc exponențial, extrem, extrem de rapid și asta pentru că îl va trata cu succes de o problemă reală la dantură pe acest rege al țării Babilonului. Apoi, el îi va sfătui cu foarte multe, îi va ajuta cu foarte, foarte multe informații utile din experiența sa căpătate în cursul experienței sale, pe unde a umblat pe toți medicii care lucrau pentru regele țării Babilonului, iar apoi regele acestei țări, regele Babilonului, supranumit și regele celor patru zări, îi spune că îi poate oferi orice în dar pentru faptul că a lucrat pentru el, iar medicul Sinuhe îi spune că vrea să vadă toată puterea lui în splendoare. Astfel este organizată o paradă militară de către regele Babilonului, la care ia parte medicul Sinuhe, și acesta rămâne plăcut impresionat de numărul soldaților și numărul carelor de luptă pe care le deținea țara Babilonului. De asemenea, în această țară a Babilonului, medicul Sinuhe își îmbogățește cunoștințele, dar va lua parte și la două sărbători extrem de interesante de aici, din țara Babilonului, specifice țării Babilonului, și anume sărbătoarea primăverii și sărbătoarea regelui fals. Ziua regelui fals, ziua în care regele de drept al Babilonului ceda coroana pentru o zi până la sfințitul soarelui unui om foarte slab, ales de către rege și de către oamenii din jurul său pentru a conduce Babilonul în acea zi, dar care la sfințitul soarelui trebuia să moară și astfel este ales ca și rege acest captah, sclavul medicului Sinuhe, și pentru că regele Babilonului Burnaburiaș se amuza foarte tare în preajma acestui sclav al medicului Sinuhe și avem o zi extrem de interesantă cu foarte multe ospețe, cu foarte multă mâncare, foarte multe petrecere și vin, dar avem și un moment interesant în care regele Captah, acest rege pentru o zi al Babilonului, va împărți dreptatea de pe tronul dreptății în două, trei procese. Între timp, el își dorește la un moment dat să intre și în haremul regelui Babilonului, care conținea sau care era alcătuit, mai bine spus, din numai puțin de 400 de femei, lucru cu care regele Burnaburiaș nu era de acord și îl trimite pe medicul Sinuhe să îl scoată din harem pe Captah și îi comunică medicului Sinuhe de fapt că în harem era o fată foarte tânără, abia ce fusese cumpărată din piața de sclavi și cu care încă regele Burnaburiaș nu apucase să se distreze și îi comunică, cum a spus medicului Sinuhe, că dacă Captah se va apropia de acea femeie, va muri în chinuri groaznice. Până la urmă se trece de acest moment, acea tânără femeia abia intrată în harem își dorea să moară și se comporta foarte violent în interiorul haremului, avea și un cuțit în mână cu care dorea să își curme zilele. Însă medicul Sinuhe va avea grijă ca totul să fie, să spunem așa, sau totul să se termine cu bine până la urmă și o să vedem imediat ce se întâmplă. Între timp se face seară, suntem la sfințitul soarelui, moment în care medicul regelui Babilonului împreună cu medicul Sinuhe prepară acea licoare, un pahar de vin împreună cu amestecate împreună cu un sirop de mac, astfel încât Captah să moară în timpul somnului. Captah acceptă cupa de vin, o bea și până la urmă devine inconștient și asta pentru că medicul Sinuhe avusese grijă să prepare o doză astfel încât aceasta să nu fie letală, iar seara, în timpul nopții, asistăm la părăsirea de către medicul Sinuhe a țării Babilonului pe o barcă. Astfel el a angajat niște vâslași foarte pricepuți și foarte iuți, astfel încât medicul Sinuhe să părăsească foarte rapid țara Babilonului, cu cine credeți, împreună cu Captah, care este foarte, foarte interesant și foarte captivant scos din
din palatul regelui Babilonului, dar din acest palat al regelui Babilonului este scoasă și acea femeie, acea tânără sclavă, ce abia intrase în haremul regelui Babilonului. Și suntem la cartea a șaptea, am parcurs 7-10 pagini din cartea a șaptea, când aceștia împreună cu vâslașii părăsesc țara Babilonului, iar a doua zi se trezesc și medicul Sinuie este captivat, este practic îndrăgostit pe loc de frumusețea acestei tinere sclave. Vedem ce se întâmplă în continuare, 310 pagini, o treime din superbul roman al lui Mica Waltari. Dăm drumul la lectură și revenim cu un nou update peste câteva zile. Ok, dragii mei, iată-ne la un nou update legat de egipteanul Mica Waltari, această capodoperă de aproape 1000 de pagini din colecția Polirom Top 10 Plus. Am rămas la pagina 363, scrisoarea a 8-a, cum am spus, din cele 15 câte sunt în acest roman care pare fără sfârșit. Am spus 363 de pagini, un roman destul de greu de citit, abundă de descrieri ale tuturor locurilor prin care medicul egiptean Sinuie ajunge. Rămăsesem la partea când acest medic egiptean împreună cu Minea, acea sclavă pe care a salvat-o din haremul regelui Babilonului Burnaburiaș, și împreună cu Captah, care nu murise pentru că medicul Sinuie avusese grijă ca o travă pe care o preparase să nu fie într-atât de puternică încât să îl ucidă. Deci împreună acești trei reușesc să scape din Babilon și ajung până în Creta, și o să fiu puțin mai scurt cu acest update pentru că voi mai face destul de multe update-uri și va rezulta poate un reading vlog exagerat de lung. Așadar, de cum scapă din Babilon, se îndreaptă spre Creta, dar până să ajungă în Creta, acolo unde era locul de baștină al acestei fete pe care o salvase din haremul regelui Babilonului pe numele ei Minea, până să ajungă în Creta fac un popas în țara Mitani, acolo unde nu zăbovesc decât foarte puțin, pentru că de aici pleacă către țara hitiților, țara Hati. Cum ajung aici supușii regelui țării Mitanului? Nu mai știu exact dacă am făcut cunoștință cu regele țării Mitanului, în fine, nu contează asta acum. Supușii regelui vor trebui să meargă pentru a depune tributul în țara hitiților, deoarece țara Mitanului era vasală țării hitiților. Împreună cu supușii regelui țării Mitanului, cei trei pleacă către țara hitiților și ajung în țara hitiților până în capitala țării hitiților, orașul Hattusash, pentru că așa se numea capitala țării hitiților, capitală în care orice străin nu avea voie să intre. Regele țării hitiților, Supiluluma, interzisese în mod strict accesul străinilor în orașul capitală. Aici, în țara hitiților, până la Hattusash, descoperim și cetatea de la granița cu Siria, Kerkamiş, o cetate vestită. De asemenea, aflăm că în țara hitiților drumul tuturor caravanelor și mărfurilor era foarte bine și strict controlat. Cine se abătea de la aceste căi foarte strict delimitate putea fi prins și omorât în orice moment. În Hattusash, în orașul capitală, Sinuie și cei doi amici ai lui, cu Captah, cu acest sclav și cu Minea, tânăra
scăpată de sub haremul regelui Babilonului, zăbovesc foarte puțin și merg către mare pentru a lua un vas cu destinația spre Creta. Ajungi în portul din țara hitiților, aici medicul Sinue face cunoștință cu capitanul garnizoanei portului, pe care îl tratează de o durere de cap insuportabilă, îi face o trepanație la cap și îl scapă, cum a spus, de acea durere insuportabilă, iar capitanul garnizoanei îi oferă în schimb un cuțit dintr-un metal prețios, acel metal necunoscut pentru medicul Sinue. Se zvonea că hitiții extrageau acel metal prețios din mine și țineau secret numele metalului din care își confecționau arme extrem de performante. Aici în port zăbovesc foarte mult timp, în care Captah povestește tuturor celor cu care stă de vorbă prin port de isprăvile lor. De asemenea, medicul Sinue își arată maestria de medic, iar Minea își arată talentele în ale dansului și, găsind o corabie cât de cât mai ok, Minea îi găsea mereu un nod în papură, astfel încât de 3-4 sau mai multe ori chiar aceștia din urmă au amânat plecarea până când s-a găsit o navă care să îi convină Minei pentru a o duce spre Creta. Astfel, la un moment dat, ei se îmbarcă pe o barcă pe care în sfârșit o găsiseră acceptabilă și pleacă către Creta. Ajunși acolo, aflăm foarte multe detalii interesante despre Creta. Aici Minea trebuia să facă cumva să intre în casa zeului său, pentru că de aceea venise în Creta, dar până la acest moment aflăm foarte multe lucruri interesante, cum am spus, despre locuitorii acestei insule și despre obiceiurile lor. Cel mai interesant lucru mi se pare atunci când se descrie locuințele acestora, care pe la exterior nu arătau nimic ieșit din comun, însă la interior erau cu adevărat revoluționare pentru acele timpuri și extrem de interesante sunt descrierile din aceste secțiuni. De asemenea, pentru că am omis să vă spun, și în țara hitiților paginile abundă de descriere atunci când medicul Sinue zăbovește la Hattusash, dar și în acel port zăbovește foarte mult timp. Cum am spus, aici și în țara hitiților avem foarte multe descrieri legate de obiceiurile hitiților, dar mai ales despre legile lor destul de ciudate, care nu se asemănau cu nici una din legile care erau în statele vecine. De asemenea, știm foarte bine că hitiții erau un popor foarte crud și un popor războinic. Bun, dragilor, suntem în Creta, așadar, cu medicul Sinue, cu Captah, cu sclavul său și cu Minea, cu momentul în care aceasta se pregătește să intre în casa zeului sau casa zeilor, nu știu exact cum se numește. Apropo de zei, peste tot pe unde ne plimbăm și în, plecând din Egipt, în Simira, în Siria, după cum bine știți din episoadele, din intervențiile anterioare, apoi în țara Mitan, în țara hitiților, în Babilon și acum în Creta, se invocă zei în stânga, în dreapta, în sus și în jos, se venerează zei la orice moment din zi și din noapte. Bun, mă opresc cu update-ul aici, 363 de pagini, așadar scrisoarea a 8-a, aș vrea să mai parcurg câteva 10 sau chiar 100-150 de pagini și să revin către voi apoi cu un nou update, să vedem ce se întâmplă în Creta și care va fi și următoarea destinație a medicului nostru egiptean Sinue.
Dragi prieteni, 558 de pagini parcurse din Egipteanul, capodopera clasicului finlandez, continuăm acest vlog care va fi destul de lung, sunt convins, pentru că și cartea merge extrem, extrem de greu. Sunt la cartea a 11-a sau a 11-a scrisoare din cele 15 câte conține acest superb roman de aproape 1000 de pagini. Cum am spus, pagina 558, cartea a 11-a merit. Îl însoțim în continuare pe Captah, dar și pe Sinuie. Rămăsesem în Creta cu ei, acolo unde Sinuie suferă o grea pierdere, o pierde pe Minea, care hotărăște să intre în templul zeului său cretan și nu se mai întoarce niciodată de acolo, ba mai mult sfâșiată de durere, medicul egiptean Sinuie împreună cu Captah pătrund și ei. O să vedeți voi cum în acest templu al zeului cretan și cumva reușesc până la urmă să descopere cadavrul frumoasei tinere care și-a pierdut viața acolo și apoi sfâșiați de durere reușesc să iasă până la urmă din acest templu și hotărăsc să părăsească insula Creta, întorcându-se până la urmă în Simira, acolo unde Sinuie avea o casă. Zăbovesc foarte puțin acolo pentru că la ei ajunge nimeni altul decât un trimis al regelui țării Amuru, al regelui Aziru, care îi spune de îndată să vină în țara Amuru pentru că fiul regelui se afla în mare suferință. De îndată medicul Sinuie împreună cu Captah pleacă către țara Amuru și îl tratează pe fiul acestui rege, regele Aziru, cu care medicul Sinuie avea o relație foarte, foarte bună de prietenie. După acest eveniment în care fiul regelui țării Amuru este tratat, cei doi se întorc în Simira, unde evident și aici zăbovesc foarte puțin, pentru că hotărăsc în sfârșit, după mai mulți ani petrecuți în Simira, să se întoarcă în Teba, adică în Egipt, și în acest scop Sinuie îi poruncește slujitorului său, Captah, să facă de îndată bagajele pentru că se vor îndrepta în sfârșit către Teba. Ajunși la Teba, aici află că noul faraon al Egiptului, Akhenaton, dorea să transforme Egiptul dintr-o țară politeistă într-o țară monoteistă, pentru că noul său zeu pe nume Aton deja avea și el un templu, iar faraonul dorea ca întreagul Egipt să se închine doar acestui zeu. Au loc lupte de stradă, au loc conflicte foarte puternice între reprezentanții faraonului, între soldați și populația de rând. Au loc foarte multe conflicte, cum am spus, în Teba, la templul lui Amon, la templul lui Aton, în piețe, în mai tot orașul, foarte, foarte multe victime. Până la urmă, faraonul Akhenaton decide ca acesta să își mute reședința, să părăsească orașul Teba și să meargă undeva în deșert și să înființeze un nou oraș, orașul orizontului lui Aton, care să fie și reședința lui. Până să se confrunte cu această problemă reală din Teba, unde, cum am spus, un conflict se naște extrem de violent între reprezentanții faraonului și populația de rând, Sinuie împreună cu Captah încearcă să dea de urmele mai multor prieteni pe care i-au lăsat în urmă odată cu plecarea lor din Teba, și anume Ptahor, trepanatorul regal care între timp murise de 2 ani, acel trepanator regal care îl ajutase foarte mult pe Sinuie pe când acesta urmase școala vieții la templul lui Amon în încercarea lui de a deveni preot de rang întâi, iar apoi medic. De asemenea, încearcă să dea și de urmele lui Totmes, prietenul său din copilărie care urmase școala de arte, și de Hormhep, generalul suprem al armatei, reprezentantul în teritoriu al faraonului, cel care apăra granițele, chiar mai mult ducea și războaie în Siria, la Ierusalim, cu
hitiții, dar și cu alte popoare cu care egiptenii se războiau în acele timpuri. Cum am spus, ajung și în Teba, cei doi încearcă să dea de urmele acestor prieteni. De asemenea, Sinuie îl eliberează din sclavie pe Captah, astfel Captah devine om liber ca oricare alt om și până la urmă, cu ceva aur și argint strâns, reușește să achiziționeze un soi de casă de distracții pe nume Coada Crocodilului, acolo unde se afla și Merit. O să vedem cine va fi Merit și ce va reprezenta ea mai târziu pentru Sinuie. Așadar, Captah se va dedica afacerilor și va cumpăra această casă de distracții, cum am spus, pe numele ei Coada Crocodilului, unde se servea o băutură celebră cu același nume, Coada Crocodilului. Captah deci se va dedica afacerilor, iar Sinuie până la urmă decide, și asta pentru că va fi până la urmă numit trepanator regal cu ajutorul lui Horemheb, care se întorsese din teritoriu cu ajutorul acestuia, așadar, care îl propune în fața faraonului Akhenaton ca și trepanator regal. Astfel, faraonul Akhenaton îl numește pe Sinuie trepanator regal și îl va lua cu el în deșert, acolo unde va construi până la urmă, în decursul mai multor ani, așadar, acest nou oraș, orașul orizontului lui Aton, unde faraonul Akhenaton urma să aibă reședința regală. Până la urmă, după ceva timp, medicul Sinuie se va întoarce în Teba, va reveni în Teba și aici îl va căuta pe Captah, dar și pe Merit, această frumoasă doamnă care era și ea, să zicem așa, angajată în această casă de distracții, iar se pare că medicul Sinuie se îndrăgostise de ea și am rămas chiar la discuția dintre cei doi să vedem medicul Sinuie ce îi povestește lui Merit după experiența lui în deșert, în orașul orizontului lui Aton. Și cam atât, 558 de pagini de parcurse până acum. Lectura de curge extrem, extrem de greu, însă un roman extrem de frumos, foarte superb, înțesat de foarte, foarte multe descrieri. Abia aștept să parcurg, să zicem, și ultima treime a acestui roman, ultimele patru scrisori și jumătate. Așadar, continuăm cu lectura la Egipteanul, clasicul finlandez Mika Waltari și revin către voi peste câteva zile cu un nou update. Pe curând! Ok, dragi prieteni, penultimul update legat de Mika Waltari, egiptean, 750 de pagini, încă aproximativ 160 mai am din acest roman extrem de lung, extrem, extrem, extrem de lung, Mika Waltari, clasicul finlandez. Haideți să vă mai povestesc, pentru că între timp, s-aș spune, lucrurile se precipită. Medicul Sinuie se afla ultima dată la ultimul update deja în Teba și își povestea tot felul de lucruri interesante cu Merit, cea pe care o întâlnise la cărciuma lui Captah, cărciuma ce purta numele Coada Crocodilului și în această vizită a lui la Teba merge și la Palatul Regal, acolo unde până la urmă ea asistă la înmormântarea reginei mamă, îmi cer scuze, care în acele zile se stinge din viață. Tot aici, la Palatul Regal, în aceste zile, o cunoaște și pe Mehunefer, care îi istorisește o poveste extrem, extrem de interesantă pe vremea când
faraonul anterior lui Akhenaton, dacă nu mă înșel, Amenhotep al III-lea, încerca să aibă un fiu și a adus în haremul său chiar și o prințesă din țara Mitan, Giluhepa, dacă am reținut bine. Iar această istorisire a lui Mehunefer îl face și îl pune pe gânduri serios pe Sinue, o să vedeți acolo, pentru că s-ar putea și el să aibă o legătură. Apoi, la chemarea faraonului Akhenaton, trebuie să revină în orașul orizontului lui Aton, acolo unde își avea reședința faraonul Akhenaton, iar acesta îi comunică vești interesante din Siria, acolo unde regele Aziru provocase haos, de asemenea hitiții pe un alt front cuceriseră și ocupaseră țara Mitani și aveau în vizor chiar și Siria sau chiar Egiptul. În acest scop, Babilonul, regele Babilonului, Burnaburiaș, se aliază în prima fază cu faraonul Akhenaton. Faraonul Akhenaton îl trimite însă pe medicul Sinuie, reprezentantul său, trepanatorul regal, îl trimite în Siria la regele Aziru pentru a încheia cu el o alianță. Până la urmă, el se duce, trece prin nenumărate primejdii și încheie o alianță după lungi tratative cu regele Aziru. De asemenea, merge și la cetatea Gaza, care aparținea încă Egiptului, și acolo la fel trece prin numeroase primejdii, chiar este rănit în fața cetății Gaza. După această călătorie, el se întoarce în orașul orizontului lui Aton și îi comunică ce a reușit să întreprindă el în călătoria lui în Siria și cum că până la urmă încheiase pacea cu regele Aziru al țării Amuru, al țării Amoriților. Din orașul orizontului lui Aton, el hotărăște să se întoarcă din nou în Teba, acolo unde se întâlnește evident cu Captah și are loc o răzvrătire, pentru că conflictele dintre adepții zeului lui Aton, adică să spunem așa, zeul faraonului Akhenaton și adepții în mare măsură preoți ai zeului Amon, fostul zeu să-i spunem așa, conflictele dintre acești adepți deveniseră tot mai crâncene, iar pe străzile din Teba au avut loc adevărate lupte, s-au ars temple, s-au jefuit temple, s-au ars case, conflicte extrem de puternice, iar fanatismul dintre cei care îl adorau pe zeul Amon și cei care îl adorau pe zeul Aton erau tot mai fanatismul atinsese niște cote extrem de înalte. Bun, în aceste conflicte, prietena lui Sinuie își pierde viața, anume Merit, atunci când o ceată de negri atacă cu cârciuma coada crocodilului, îi dau foc și o ucid pe Merit. Captah este înspăimântat, de asemenea și Sinuie asemenea. Până la urmă, Sinuie reușește să scape și se întoarce în orașul orizontului lui Aton împreună cu cel mai mare preot din Egipt, care era, să spunem, reprezentantul regelui în Teba, preotul Aigre, așa se numea, un nume destul de ciudat, împreună cu, cum am spus, cu medicul Sinuie, se întorc în orașul orizontului lui Aton. Din Memphis către orașul orizontului lui Aton se îndreaptă și Horemheb, acel general suprem al tuturor oștilor din Egipt. Preotul AY dorea să obțină abdicarea sau retragerea de pe tron a lui Akhenaton, pentru că el nu mai avea nicio șansă, adepții zeului Aton fuseseră înlăturați, iar cei care îl slăveau pe Amon în frunte cu preoțimea în principal reveniseră la putere și astfel preotul AY îi cere abdicarea, îi cere retragerea de pe tron a faraonului Akhenaton. Acesta refuză, până la urmă are loc un troc între acest preot, preotul suprem din Egipt, Horemheb, și
medicul Sinuie. Medicul Sinuie îi prepară un leac, toarnă ceva în vin, iar aflat patul unde, să spunem așa, își ducea boala în camera lui din palat, faraonul Akhenaton bea acea licoare preparată de medicul Sinuie și astfel se stinge din viață. Cam aici a rămas 750 de pagini, mai am două scrisori, sunt la scrisoarea, aproape scrisoarea 13, să spunem așa, din cele 15 câte sunt în acest roman, cum am spus, interminabil, parcă nu se mai termină. Povești extrem, extrem de interesante din Egiptul antic, cum am spus, 1450 aproximativ înaintea erei noastre, cu acest medic Sinuie care pur și simplu este într-un pelerinaj continuu prin Egipt, prin Siria, prin Babilon, chiar și prin Creta, ajunge la un moment dat și prin Ierusalim. Povești extrem, extrem de interesante. Eu și îmi propun ca în zilele următoare să finalizez acest roman și să fac pentru voi un ultim update cu ce s-a mai întâmplat practic după moartea faraonului Akhenaton, ce au pus la cale medicul Sinuie împreună cu preotul suprem din Egipt și cu generalul armatei Horemheb. Până data viitoare, vă doresc spor la lectură, revin imediat către voi. Dragi prieteni, Mika Waltari, clasicul finlandez, la final, egipteanul, ultimele 150-170 de pagini, câte mai îmi rămăseseră de la update-ul anterior, dominate de schimbări masive în Egipt și asta după ce faraonul Akhenaton moare, de fapt un complot pus la cale de către trepanatorul regal, medicul Sinuie, împreună cu purtătorul sceptrului regal, preotul Aigrec și cu comandantul suprem al armatei egiptene Horemheb. Aceștia trei din urmă așadar se întorc din orașul orizontului lui Aton, se vor întoarce către Teba, iar acolo va fi încoronat ca și nou faraon Tutankhamon, evident zeul suprem acum era Amon, și după această încoronare la Teba a faraonului Tutankhamon, comandantul suprem al armatei Horemheb declanșează războiul sfânt în Siria pentru eliberarea teritoriilor. Acolo erau nemulțumiri și războaie în ultima perioadă și asta datorită hitiților care invadaseră anterior țara Mitanniu, cuceriseră și de acum invadaseră Siria și cuceriseră Sidonul, Simira, Biblosul, Kadeshul, dar erau și în asediu pentru a cuceri cetatea Gaza. Bun, cum am spus, Horemheb se va pleca către Siria, se va opri la Memphis unde va aduna o știre numeroasă și va pleca în Siria, iar în celebra bătălie de pe Câmpia Oaselor, armata hitită va fi învinsă de către Horemheb și armata lui, armata egipteană. După acest episod sângeros, armata egipteană se va îndrepta către cetatea Gaza, care aparținea Egiptului, însă era asediată de către armata hitită și de către armata regelui Aziru al țării Amuru, acest mic regat din Siria. Bun, până la urmă cetatea Gaza va fi eliberată, de fapt ea nici nu a fost cucerită de către asediatori, însă a rezistat cu mare, mare greutate comandantul cetății Gaza, grumaz de tauri și alți câțiva soldați au rezistat eroic împotriva asediatorilor care au fost învinși și de către armata egipteană. Horemheb a fost și el ajutat de pe mare de către flota egipteană și astfel armata hitită și armata regelui Aziru au fost învinse. În acest episod, medicul Sinuie se afla și el în
tabăra armatei egiptene, lucra ca medic, trata răniții și intrați în cetatea Gaza, acolo îl descoperă pe Captah, luat ca și prizonier de către grumaz de taur, care crezuse că este un spion sirian. Anterior, înaintea plecării din Teba cu armata egipteană, Sinue aflase de fapt că Captah murise, însă acesta de fapt fusese pus pe fugă de către tot felul de oameni din Teba care îl doreau mort, fusese pus pe fugă și făcuse afaceri în Siria cu armata hitită, le vânduse acestora grâu pentru a hrăni armata și apoi ajunsese în cetatea Gaza ca și spion sirian, crezând de fapt asta că este un spion sirian de către grumaz de taur care, cum am spus, îl ia ca și ostat, ca și prizonier și îl aruncă în închisoare. Cum am spus, Sinue îl descoperă aici și îl eliberează, după care aceștia revin în Teba. Bun, întors și el în Teba cu armata egipteană după această victorie, Horemheb află că faraon Tutankhamon se îmbolnăvise de stomac și murise, iar următorul faraon care vine la petron este nimeni altul decât purtătorul sceptrului regal, preotul A.Y. De fapt, fusese un troc între acest preot și Horemheb, ca după domnia acestui faraon A.Y. să urmeze la tron acest comandant suprem al armatei Horemheb. Între timp, în palatul regal din Teba, prințesa Baketamon avea un plan diabolic și acela de a unifica țara Egiptului cu țara Hitiților. Încă de pe vremea marii expediții din Războiul Sfânt, pe când Horemheb asedia Megidonul pentru a încerca să îl elibereze de hitiți, prințul Shubatu, unul dintre fiii regelui țării Hitiților, regele Supilulima, acest prinț Shubatu trebuia să se căsătorească cu această prințesă Baketamon pentru ca în viitor acest Shubatu să devină faraon al Egiptului. Acest plan viclan al lui Baketamon va fi până la urmă descoperit de către cei trei, de către Sinue, de către preotul A.Y. care deja acum era faraon și de către Horemheb, iar cum cei trei complotaseră anterior la uciderea faraonului Akhenaton, vor complota și la uciderea prințului Shubatu, și anume A.Y. și Horemheb îl vor însărcina pe Sinue să îl întâmpine pe prințul Shubatu, care era de acum în deșertul Sinai, acolo să îl întâlnească și să îl oprească practic de a veni în Egipt, în Teba, pentru a o lua în căsătorie pe Baketamon, cum am spus, să îl întâlnească în deșertul Sinai și cumva să îl ucidă. O să vedeți ce plan pun ei la cale acolo, pentru că este foarte, foarte interesant și cu ce remușcări va trăi în continuare acest medic regal pe numele lui Sinue, cu origini extrem de ciudate și misterioase, cum am și povestit anterior, părea că el se trage din sânge faraonic sau nu, rămâne să aflați și să descoperiți împreună citind acest roman. După ce medicul Sinue se va întâlni cu acest prinț al țării Hitiților, medicul Sinue se va întoarce în Teba, va fi întâmpinat de către Horemheb și de către faraon A.Y. și va fi felicitat. Între timp, Horemheb se hotărăște din nou să revină în Siria cu armata egipteană pentru a încerca să elibereze de acolo orașe importante. Până la urmă și reușește, eliberează Sidonul, eliberează Simira, eliberează Biblosul, însă până la urmă cedează Kadeshul țării Hitiților, pentru că acolo hitiții construiseră o cetate extrem de greu de cucerit. Până la urmă Horemheb nu reușește să cucerească Kadeshul și se întoarce din Siria, însă cu alte câteva orașe eliberate, cum am spus, Sidonul, Simira, Biblosul, și faraonul A.Y. până la urmă se stinge din viață și el era foarte în vârstă, iar romanul se încheie cu înscăunarea
faraonului Horemheb, care va intra într-un conflict destul de puternic cu vechiul său prieten, medicul Sinuie, și decide să îl arunce în exil pe Sinuie. Îl va trimite într-un sat izolat de pescari care era părăsit, iar după un an de zile de exil, faraonul Horemheb îi va trimite câțiva oameni drept gardieni, dar și pe Muti, vechea lui sclavă din casa lui, din Teba, din casa lui Sinuie, din Teba, din casa negustorului de aramă sau meșteșugarului de aramă, nu mai știu exact, oricum o casă dintr-un cartier sărăcăcios din Teba. Așadar, eu trimite pe această Muti, vechea lui sclavă, pentru a-l îngriji. De acum și medicul Sinuie era foarte, foarte în vârstă, și această sclavă Muti împreună cu câțiva gardieni trimiși de către faraonul Horemheb vor avea o viață liniștită în exil împreună cu medicul Sinuie. Așa se încheie cele 15 cărți, Memoriile medicului Sinuie, 1450, 1400-1350 aproximativ, dacă nu mă înșel, 1390-1335 înaintea erei noastre, pe când Egiptul era într-un declin extrem de accentuat și extrem de puternic. Așadar, prăbușirea unui mare imperiu era aproape iminentă. Un clasic absolut excepțional pentru cei care citesc în mod regulat clasici, va fi o lectură de vis, o lectură cu foarte, foarte multe descrieri, foarte multe figuri de stil, cu foarte multe locuri în care mergem, cum am spus și cum am descoperit împreună. Am ajuns în Ierusalim cu Sinuie, am ajuns în Creta, am ajuns în Siria, în multe orașe. Medicul Sinuie a trăit și la Simira, am ajuns și la cetatea Gaza, am ajuns și în Teba și în Memphis și în orașul orizont lui Aton, am ajuns chiar și până în Babilon cu acest trepanator regal, medicul Sinuie, cum am spus, trepanatorul regal al faraonului Akhenaton, bun prieten și cu următorul faraon, Horemheb, dar intrat și în disgrația lui și apoi spre finalul romanului, chiar la final, aruncat în exil. Bun, cum am spus, pentru cei care iubesc clasicii va fi o lectură de vis, pentru cei care nu iubesc clasicii sau nu citesc în mod regulat clasicii va fi o lectură anevoioasă, trebuie să vă spun, pentru că, cum am spus, romanul este și foarte lung, 900, aproape 1000 de pagini, 930 de pagini, colecția Polyron Top 10 Plus, după cum deja am mai tot discutat. Pe lângă că este și foarte lung, este și foarte, foarte plin de figuri de stil și tot felul de descrieri ale locurilor și ale oamenilor, ale obiceiurilor pe unde ajunge medicul Sinuie. Bun, dragilor, o lectură până la urmă lungă, plăcută, excepțională, într-un stil de scriere impecabil, Mika Waltari, adică clasicul finlandez, cu siguranță voi mai reveni la el, nu știu cât de curând. De curând am mai comandat încă un roman de la acest autor, Amanții din Bizanț, și cu siguranță îl veți vedea în următoarele episoade de unboxing aici pe canal. Îți mulțumesc că ai rămas până la finalul acestui reading vlog extrem, extrem de lung. Îți las în descrierea acestui videoclip și episoadele anterioare de reading vlog pe care ți le recomand. Vei găsi acolo povești și povestiri despre alte romane clasice și din literatura contemporană. Până data viitoare, îți mulțumesc încă o dată, spor la lectură, toate cele bune!